mandatul de 3 luni. Începem ședința de Consiliu. La data de 28.09.2016, ora 15. Ședința va avea loc în sala de ședințe. Punem la, supunem la vot întâi procesul verbal de la ședința anterioară. Dacă sunteți de acord? La ședința de astăzi avem următoarele puncte. La punctul 1, raport privind pregătirea școlii în vederea începerii anului noului an școlar, prezintă domnul director Dudău Costel. La punctul 2, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul 3, anul 2016, inițiator primar Alexandrescu Eusebiu. La punctul 3, proiect de hotărâre privind inițierea procedurii de încheiere prin licitație publică deschisă a unui imobil, clădire, cabinet medical particular, aflat în domeniul public al Comunei Solonț și administrarea Consiliului Local Solonț, în vederea deschiderii unui cabinet somatologic, inițiator primar Alexandrescu Eusebiu. La punctul 4, totdeauna diverse. Supunem la vot ordinea de zi. Dacă sunteți de acord? Începem cu punctul 1, raport privind pregătirea școlii. În vederea începerii noului an școlar, prezintă domnul director Dudău Costel. Mulțumesc. Pentru ca anul școlar 2016-2017 să înceapă în cele mai bune condiții, conducerea școlii gimnaziale Solonț, împreună cu Consiliul Local Solonț, au întreprins următoarele acțiuni. Am notat o serie de acțiuni care s-au făcut. S-a asigurat igienizarea sărilor de curs, a laboratoarelor și cabinetelor, precum și a perimetrilor și incintelor acestora. S-au finalizat reparațiile și lucrările de modernizare la sala de sport a școlii gimnaziale Solonț, pentru realizarea acestora fiind alocată suma de 20.000 de lei. S-au procurat manualele școlare necesare, s-au procurat, tăiat și depozitat lemnele necesare funcționării centralelor de la școala gimnazială Solonț și școala gimnazială Bucuieț. S-a reorganizat spațiul școlar la nivelul claselor, s-au pregătit activități pentru deschiderea anului școlar, s-a verificat starea tehnică a microbuzului școlar și s-a făcut programul curselor acestuia, s-au identificat posibile amenințări privind siguranța elevilor și a personalului didactic în incinta și zonele adiacente unităților de învățământ, s-a verificat existența autorizațiilor sanitare de funcționare și a autorizațiilor de securitate la incendiu, au fost încheiate contractele de muncă, s-au stabilit proceduri pentru recompensarea sau sancționarea elevilor la nivelul școlii, pe baza rezultatelor obținute la concursuri și olimpiade din anul școlar precedent, fiind premiați un număr de elevi cu suma de 3.000 de lei. Am uitat să trec numărul de elevi aici. Au fost reactualizate, oricum, au fost peste 30 de elevi, care, pe baza rezultatelor de la concursurile de anul trecut, au fost premiați cu sume între 300 de lei, 30 de lei și 300 de lei. 390 de lei, cea mai mare sumă, pentru că a participat la mai multe concursuri. Ceea ce a fost un lucru foarte bun. L-am apreciat și noi, și părinții, și copiii, în primul rând. Au fost numiți învățătorii dirigenți de la clase. De asemenea, au fost identificate o serie de măsuri ce trebuie realizate în perioada imediat următoare, adică în perioada asta de o lună, de la începerea anului școlar. Realizarea lucrărilor de revizie la centralele pe lemne din cele două școli. Deja am contactat o firmă care ne-ar putea ajuta cu lucrările de revizie la centrale. Ne-au făcut un deviz de materiale necesare și trebuie să reușim să facem revizia pentru centrale, să apropie sezonul rece. Găsirea unor soluții pentru încălzirea pe timp de iarnă a grupurilor sanitare la cele două școli, o problemă care am mai discutat-o și anul trecut. Vedem, poate anul acesta reușim să o realizăm, să fie încălzite și grupurile sanitare pe timpul iernii la școală. Instalarea unui sistem video la școala gimnazială Bucuieț, am discutat cu domnul primar și cred că se poate face cât de curând acest sistem video și la școala Bucuieț. La școala Solonț avem un sistem video de supraveghere. Asigurarea apei potabile pentru elevii celor două școli, din nou o problemă, nu avem în acest moment apă potabilă pentru elevi. Controlul periodic al coșurilor de fum, asta se poate face. Asigurarea condițiilor de igienă și siguranță pentru reînnoirea autorizațiilor sanitare de funcționare anuale. Sunt anuale, o să expire și trebuie să asigurăm
reînnoirea acestora, efectuarea demersurilor și documentației pentru autorizarea la incendiu a corpului de clădire nou de la școala gimnazială Bucuieț. Avem corpul care s-a construit după 2010 s-a finalizat și pentru el trebuie să avem o autorizație de incendiu, încă n-a reușit să o procurăm. Celelalte clădiri, fiind mai vechi, am înțeles că nu trebuie să avem autorizație de incendiu. Identificarea de fonduri pentru plata navetei personalului didactic și efectuarea analizelor medicale periodice. Asta în perioada imediat următoare, după începerea anului școlar. De asemenea, am mai prevăzut o serie de acțiuni, dar pentru întreg anul școlar de data aceasta. Aș spune aici. Repartizarea bugetului din el conform legislației în vigoare, asigurarea asistenței sanitare și protecția muncii. În primul rând, ne propunem să îmbunătățim rezultatele ILG-urilor, că asta este principalul scop al principala finalitate a educației, ca la final elevii să aibă cele mai bune rezultate. Și mi-am pus țintă, anul trecut am avut o promovabilitate la examene naționale de 62,5%, sperăm că anul ăsta o să fie mai bună. Și de asemenea încercăm să încadrăm elevii care termină clasa 8, am proporție de 100% la liceu. Anul trecut au fost și 2-3 cazuri chiar deosebite care nu au mai continuat la liceu, dar anul trecut a fost 93% încadrarea elevilor de clasa 8 la liceu. Asigurarea calității demersului didactic, elaborarea de proiecte, de parteneriat la nivel local și național, întocmirea documentațiilor privind investițiile școlare și reparațiilor, valorificarea exemplelor de bună practică și comunicarea cu toți actorii și partenerii implicați în procesul de educație. Și am zis eu că Consiliul Local Solonț trebuie să fie un partener al Școlii Gimnaziale Solonț, având menirea de a consolida rolul școlii ca principală instituție de educație și învățământ, ca centru de resurse educaționale pentru comunitate, de a asigura o nouă dimensiune și calitatea educației prin procesul de învățământ. Am scripuit mare din raportul care l-am anexat la dosar, dosarul ședinței. Acum aștept întrebările dumneavoastră. Da, vă rog dacă sunt discuții pe tema raportului prezentat de domnul director. Cine vrea să ia cuvântul? Cine? Soluții la problemele prezentate de mine atunci. Am identificat și probleme care sunt urgente. Vă dorim succes în activitate. Mulțumesc. La viitorul donator de crește, trebuie să foarte mare atenție în ceea ce privește bancă. În asta o să administrați direct. Noi o să vă dăm la nivelul Consiliului Local, la să o aprobăm, cum se aprobă în fiecare an. Dar de acolo încolo, de teama dumneavoastră, numai că semnă urmări lucrările. Asta vă rog. Dacă o să fie bani, atunci vă urăm succes. Am înțeles că primăria mai poate suplimenta banii care ajung la noi. Da, înțeleg. Domnul primar, o să avem în vedere ce da. Și am găsit și disponibilitate. Deci sprijin găsim la domnul. Pe de prezentat dumneavoastră? Da. În urma unui verificat bugetul, să alucăm fonduri necesare, pur de șoferi. Condiții optime a cursului doar în școlile noastre. Domnul Rotar, vă rog. Da. În primul rând, și eu vreau să-i doresc domnului director succes în activitate, să aibă o longevitate în activitate. Îl așteaptă un examen, la schimb, acum greu. Începe, deci, chiar cu o problemă foarte grea pentru dânsul, că e o perioadă foarte scurtă de pregătire. În luna octombrie trebuie să meargă la examen, dar eu sper și eu cel puțin l-am încurajat foarte mult, dacă poate să-l ajute la ceva acest lucru, să susțină examenul și să dea Dumnezeu să-l ia, pentru că eu am considerat că este bun conducător de unitate, dânsul urmează cu doamna directoare și din partea noastră sperăm tare tot sprijinul. Să vede că se preocupă și s-a preocupat anul acesta de la deschiderea anului școlar, de problemele școlilor, cel puțin și de școala de la Cucuieț. Dar eu vreau să ridic două probleme care le-am ridicat întotdeauna. Problema apei potabile,
de la școala Cucuiesc și cred că așa ne-a făcut și la absolut. Am pus anul trecut, dacă știți că am discutat așa cu 2 ani, să facem ceva, că acolo avem posibilitate cu apă de la pădure de sus. Aia e cea mai bună apă care există la Cucuiesc, care vine la Ciușmea acolo. Dacă mărim acolo sus, în pădurii, casa de apă, avem de unde, prin cădere, să vină apă în școală. Nu mai trebuie nimic. Pentru că, indiferent ce o face în curtea școlii sau în apropiere, vom da tot de sare, apă sărată. De-aia tot discutăm. Da, am identificat casa aia de apă. Da. E capacitate foarte mică. E mică. Aia a fost, eu știu că am lucrat acolo când s-a făcut casa de apă. Nu ar ajunge ca să... Nu. Deci, curge exact... Cișmeaua din marginea, din curtea școlii de acolo. Acolo se mai fac capta vreo 2-3 izboare în casă. Dacă s-ar face măcar de o tonă, ar fi suficient pentru școală. Da. De asemenea, problema grupului sanitar. Nu știu în ce măsuri putem să facem la ora actuală. Chiar dacă băgăm căldură în grupul sanitar și la Solon și la Cucuieț, cât le vom face? Atât timp cât nu au un bazin ca lumea și nu știu, dar acolo s-a stricat și din cauza apei, că a fost apă sărată. Urte peste tot. Și nu cred, nu văd eu ce o să se poată face. Trebuie văzut care este problema, pentru că este foarte grav. Noi acolo cu Cucuiesc ne-am mai confruntat și cu altă problemă, că școala a fost spartă. S-au furat cheile la femeile de servici de ăla care a intrat în școală. A rămas la profesor, nu mai are nici cheile de intrat acolo. Că să ne ducem tocmai la WC-ul vechi. Dar nu se poate folosi WC-ul, că se umple bazinul și are de sub acolo, curgând apă mereu sau copiii cu folosesc și rămân fără grup sanitar. Și problema cea mai gravă, care mi se pare, la Cucuieț, dar cred că și la Zolonț, grupul sanitar pentru cei mici, la grădiniță. Aia nu se pot duce acolo. Deci, știm care e situația. Da. Trebuie făcut neapărat ceva, provizoriu măcar, pentru copii de la reuniță. Să aibă educatoarea sub cheie, undeva putem face ceva. Câte vizuri de lucrări am cerut acum, a trecut și amenajarea unui pentru copii mici. La Cucuiesc, la Solonț, există. Și eu sper, nu pentru că eu am lucrat în urmă, mai lucrez încă în sistem, dar sper că primăria va ajuta din toate puterile educație. Pentru că noi, la nivel de comună, încă avem probleme cu educația cetățenilor din sat. Și acești copii, și avem copii probleme și în școală. Că așa este, oriunde. Și la educație trebuie privită de primărie cu foarte mare atenție. Și să o sprijinim cât ne stăm cu viață. Atât. Bine, dar pe urmare cineva am făcut o completare de acolo, privind la capitolul apă la școli. Este adevărat o problemă, dar trebuie făcută ceva locul, pentru că apa netratată, nedelurizată, care îi bea copiii, poate să ducă la îmbolnăviri. Deci, cum spune domnul Tavla, are dreptate. Dar trebuie făcut, dacă știu, un proiect ceva, că este susă multă de apă acolo, pentru o școală, în care facă instalații de nedelurizare. Iar capitolul grup sanitar e problema, fără vorba, ele a fost construite pe temă să fac canalizare. Canalizare și arătare cu apa comună. Treaba la care probabil că mai durează. Iar ca să folosească totuși copiii acolo, trebuie vitanjat cel puțin o dată pe lună. Cel puțin nu cu noi o valoare prea mare o vitanjare și se poate face vitanjare pe lună la fiecare grup sanitar. Ca să putea să poată folosi copiii pe ce ori și cu apă. Atât am. Am cineva dacă mai e vreo... Pe tema... Da? Domnul Călin? Am, deci pot să bilanjez la fiecare școală. Da, domnul cost. Problema e alta. Păi unde diverși? Nu mai mergi. Da. Trebuie să mergi la o stație de evaluare și trebuie la primărie o hârtie. Poftim, am dus la stația. Nu mi-a. Da, n-ai. Și aia nu dă pentru că au ei mașină. Plus că ești domnul consilier și noi. Nu ai. Hai. Altcineva dacă mai e pe tema asta, dacă nu supunem la vot primul raport. Sau prezentat, scuze, absolut. Dacă nu-i proiectă, ce spune. Așa, la punctul 2,
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli, pe trimestru 3, anul 2016. Prezentă doamna contabilă. Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil numărul 3919 septembrie 2016, și expunerea din motivelor 3919 septembrie, adresa numărul 2152 din 1 septembrie de la Finanțele Publice Bacău, legea numărul 273 de 2006 pe Finanțele Publice Locale, legii bugetului de stat numărul 11 pe 2009, articolul 36 alineatul 4 litera A de legea administrației publice locale numărul 215 pe 2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, în temeiul articolului 45 alineatul 6 din legea administrației publice locale numărul 215 pe 2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, propune. Articolul 1. Se propune modificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul 3 pe anul 2016, după cum urmează. Se transferă din trimestrul 4 în trimestrul 3 la partea de venituri la capitolul 11.0202 sume de parcare din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, suma de 30.000 lei și se transferă din trimestrul 4 în trimestrul 3 la partea de cheltuieli la capitolul 68.0257 asistență socială, suma de 30.000 lei. Articolul 2. Câte o copie a prezentei hotărâri va fi transmisă instituției prefectului județului Bacău, Direcție Generală a Finanțelor Publice și Control Financiar de Stat Bacău și compartimentul financiar contabil al primăriei Solomeni. Cei 30.000 de lei, am făcut din ei deja am folosit pentru plata indemnizației la persoanele cu handicap din venituri proprii și acum, printr-o solicitare, au fost reîntregite credite, transferându-se din trimestrul 4 în trimestrul 3. Și mai sunt din ei, care vom cheltui până la sfârșitul anului pentru plata concediilor, asistenților personal și a indemnizațiilor referente. Conform adresei. Da. Vă rog, dacă sunt discuții pe tema proiectului de hotărâre, prezentat de doamna contabilă. Domnul, nu? Punem la vot. Dacă nu sunt probleme, să punem punctul 2 la vot. Care se îndeamnă? Punctul 3. Proiect de hotărâre privind inițierea procedurii de închiriere prin licitație publică deschisă a unui imobil, clădire, cabinet medical particular, aflat în domeniul public al Comunei Solons și administrarea Consiliului Local Solons, în vederea deschiderii unui cabinet stomatologic, inițiator domnul primar Alexandrescu. Da, știți că spațiul de la Sarata l-am primit prin donație acea clădire pentru a fi a satisface activitate medicală, da? Asta a fost condiția când mi s-a donat respectivul spațiu. Avem solicitări din partea unor persoane pentru a deschide un cabinet stomatologic în această zonă. În consecință am procedat la inițierea unui proiect de hotărâre. Am întocmit și un studiu, un raport de evaluare pentru a stabili un preț al pieții, al închirierei. Ați primit materialele cu toții. Deci vom închiria doar cabinetele medicale, toaletele, mai puțin sala din față pe care am, știți că în urma inundațiilor din anul ăsta, am folosit-o ca secție de votare și atunci cred că va rămâne la fel. Nu vom mai muta sediul secției de acolo. Și în urma raportului de evaluare, un preț al pieței este de 9 lei, adică 2 euro. Undeva la, să plece de la 9 lei pe metru pătrat. Da? Dacă sunteți de acord cu demararea procedurilor de închiriere. Da. Dacă sunt discuții pe tema proiectului privind închirierea imobilului, asta era discuție și mai înainte a fost propus. Da, deci asta am spus că un an ar fi prea puțin din propunerea domnului primar, pentru că n-ar veni nimeni totuși să investească, să ia aparatura necesară, că sunt destul de costisitoare. Și am zis să plecăm de la termenul de 3 ani, da? Cu posibilitatea de prelungire, dacă se va putea. Sau, mă rog, sperăm să rămână cei care vin și să asigure acest serviciu de cetățenilor comune, care momentan merg ba la mâine, ba la podul, ba la scoțe. Și prețul, să plecăm de la prețul minim, în urma licitației vom vedea, acesta poate crește, dar nu putem să dăm sub prețul de 9 lei pe metru pătrat. Da? Deci asta este valoarea de la care pleacă licitația. Lunar, da? Dacă sunteți de acord, lunar. Lunar. Lunar, da? Pe metru pătrat. Da. Aveți în materiale. Asta e numai raportul de evaluare și specialist. Da.
Proiectul de hotărâre pe care l-ați primit, suprafața care va fi închiriată este de 48-90 metri pătrați și am văzut cabinete, 3 cabinete, centrala și toaletele, da? Sunt defalcate pe fiecare spațiu în parte, da? Întrebări, da. Dacă sunt discuții cu tema... Doamna Zaharia are cabinet și numainești? Aici. Deci doamna care a făcut cererea, dar la licitație pot veni mai mulți, nu știu dacă are sau un cabinet. Noi, studiul de oportunitate, raportul de evaluare, l-am făcut la solicitarea unor persoane că am avut cerințe. Așa ne obligă regulamentul aprobat de Consiliul Local. La licitație pot veni persoane fizice autorizate, societăți care se ocupă cu așa ceva, da? Deci mai multe. Foarte bine dacă ar veni, pentru că eu văd că foarte mulți la noi la Fuieț se duc la Fuieț, la Dimani au un cabinet și mulți oameni de la Fuieț îi văd bărimă. Pentru că medicul ăla este deja cunoscut că e foarte bun. Depinde ce medicul a venit și lasă. Da, dar eu ce spun, dar decât nimeni... Aici la Sărat de Fuieț, cum să prezinte un cabinet somatologic, deci ca să înțelegem. Da. Deci nu facem nicio legătură cabinetul de medicină familială cu stomatologie. Să nu încurcăm stomatologia cu altceva. Problema lor, nu noi le punem la dispoziție doar spațiu. Poți să te prezint eu și voi spune salarul la medic? Nu, e problema lor, nu să ai spațiu, acolo spațiu este la cheie, tot știți, apă de utilitățile și căldură și apă și... Deci beneficiază cam de toate utilitățile au presie, faină, încălțenie, făcută acum le luăm număr la contor. Nu. De aici, încolo, e acolo. Poți să plătească și de aici, din doarează, de 200 de metri. Dacă nu mai sunt discuții, putem noi să punem acolo. Da. Da, punctul 3, proiectul de hotărâre. Da. Suntem de acord? Da. La punctul 4, vă rugăm diverse. Cine dorește să scrie la cuvânt, domnul primar, dacă are ceva de prezentat. Nu. Doamna Comănescu? Eu aș avea o propunere. Spuneți. Este un izvor de apă sărată, acolo sus. Gura, s-o rog, cum se cheamă? Da. Știți, izvorul de apă sărată. Slatele, cum s-a zis. De la... E foarte greu cu adipătul ăsta acolo. E mult ce să fac. Hai să atunci și un pic mai face. M-am măsurat atunci când am avut. Da, am văzut că e vreo 30 sau 40 de metri de țeavă de atât de plastic. Poți să-l să știu, nu sunt măsurat. Poate ceva aici, chiar la apărâu. Mergi bine cum acolo, mantea nu mai bun, naște, nu mă arată. Foarte bine acolo. Ori un peiu. Da? Așa. Păi nu-i mult, 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 dar ce se fac toate acolo și nu s-o făcut și mai mult? Da, dacă se face, noi am plecat. Vă mulțumim. Altcineva, cine mai domnul Călin? Da, vă rog. Da. Vine iar la cineva. Cum procedăm cu politica de aia? Da. Deci chiar acum aștept de la proiectant. O luăm de invers. Ca să vă prezint indicatorii tehnico-economici de vizu, reactualizat refacere în urma inundațiilor. Trebuie să mă pară din clip în clip, oricum o să facem o extraordinară ca să putem să fie o sesiune în octombrie de pune de proiectiv. E deja înaintat la consultant. Și astea cu siguranță, dacă dă Dumnezeu, o să fie pentru la an. Pentru iarna asta, o să avem, o să aducem niște tuburi de 1200 avem deja unul. O să mai facem, o să mai cumpărăm două. Le punem în albia părâului, peste dale existente. Sperăm să nu avem cantități mari de apă și copii de zăpezi la iarnă, să facă față cele trei tuburi. O să terasăm, o să se înalți cu cel puțin un metru jumate. O să se ia din planta aia, în partea dreaptă o să punem niște dale. Sprijinit niște țăruși de țeavă, să lărgim un pic
ieșirea și asta va fi soluția de urgență pentru iarna asta. Ca să nu ne apucăm de făcut investiții cu poduri metalice, neautorizate, ne... Deci podul este, s-a ridicat de la 120.000 la valoare de 183.000 de euro. Noul pod. S-a mărit de la 8 metri la 12 metri, la 11 metri 70. Plus toate lucrările de consolidare a Monte Aval. Deci îndiguit din curbă de acolo și până la ieșirea la confluența Praiva, stânga-dreapta. Și de-aia o trebuie să renunțăm la o bucată de drum, care e drumul Schierii, nu mai încăpea într-un milion de euro, fiindcă a crescut mult valoarea lucrărilor de acolo și inclusiv la biserică aici. În urma inundațiilor, aici a fugit râpa, o să trebuiască să facem și aici o consolidare. Partea tehnică o să fie în proiect ce, o să, ce soluții tehnică a dat proiectantul. Și au crescut costurile în urma inundațiilor. Da. Acolo problema gravă. Fiindcă acolo se trebuiască o pilotare cu pilon forat la 10 metri sub nivelul apei. Asta înseamnă pilon de 25 de metri. În urma evaluării proiectantului, lucrarea se ridică undeva la 600.000 de lei în zona aia. 6 miliarde de lei. Deci acolo nu e greșeală de construcție, acolo a fugit efectiv, a fugit malul, terenul, cu tot, care până acum s-a întâmplat, până în iunie 2016 anul ăsta. De la nu mi-a afectat asta, a fost pilon. Da, e partea dreaptă, când mergem încolo, în carosabil, e afectată. Deci am pus semne, am îngărdit acolo cu balustrade, deci nu se mai circule, da? Am pus semne de circulație. O să așteptăm niște, știți, banii de la inundații 168.000, nu ajung nici pe departe din ceea ce am solicitat noi, 4.600.000. Pe banii aia care i-am primit de la situații de urgență, de la Ministerul Dezvoltării, conform hotărârii de guvern 486 aia, am dat autorizația, facem contractul și de vineri dăm ordine de începerea lucrărilor și de luni o să apuce pe zonele alea care sunt punctate în hotărârea de guvern. Da, dacă mai aveam și eu, da, putem face ceva legături cu apa aia din lacul? Cât de puțin? Cât de puțin, dacă se poate face? Nu vreau să intru acum nici în... Dar ați văzut ce-o pățit primarul de la... Nu știu exact, Tiribaș, mare care tot Lăvărești. O chestie de asta a intrat în conflict cu legea, deci fac niște investiții ne... cum sunt aprobat din toată lumea, pe investiții pe domeniul silvicului, e o chestie care trebuie să ne gândim foarte bine. Deci dacă era pe izlazul nostru, plecăm de pe terenul domeniului privat sau public al comun, era mult mai simplu. Și să vă spun că în vara asta, Ionel, poate domnul Creangă poate să ne confirme, deci acolo nu mai curgea apă aproape ce vine pe el. Deci ce am văzut înainte de ploile astea. Deci izvoarele alea nu mai curgeau, efectiv, de la fântâni, cum spune, sus. Deci au secat, efectiv. El liber, dar nu mai era apă, deci nu mai izvora apă acum, înainte de ploile astea. Secați. La țucu acolo, da. Nu, dar e o problemă. Investiția trebuie făcută pe silvic, pe drumul lor, pe drumul forestier. Trebuie ieri și ieri aprobări. Acum a fost ședință la ADIB pe 15 septembrie. Așteptăm specialiștii de la consultanții care au făcut acest master plan și o să se refacă să putem să luăm apa de unde am vrut noi de la Leontinești. Da. Deci, conform master planului, apa scrie 1,7 km luată din Măgirești. Asta înseamnă în Stănești și acolo este o rețea mică, de mică capacitate de distribuție, care nu ne asigură nouă să alimentăm un rezervor de 500 metri cub de apă. O să vină specialiștii de la Bacău, de la ADIB și o să modificăm master planul ca să putem să venim noi cu apa din Leontinești. E un pic de durat. Aici ne-am blocat. Deci,
Nu este debit. Ar trebui să mă duc în Măgirești, până la Șoseaua Națională. Nu știu dacă îți aprobă primăria în Măgirești, să-i spargi toate drumurile, da? Ca să vii cu capul. Noi venim din marginea drumului de țeană, o să fie o subtransversală cu aprobarea drumurilor naționale, după care, cu aprobarea DJ-ului, venim din marginea șanțul DJ-ului. Și aducem apă aici. Linia spre noi este, s-o luați linia. Linia e pe partea asta, este. Sunt distribuții, domnule. Da? Da. Alimentarea trebuie să o facem de la colț, la drumul de la Alpineci. Da. Care se duce în urmă să drept. Că nu trebuie de acolo este rețeaua de... De alimentare. Pe partea dreaptă și pe partea stângă, sunt rețele de distribuții, care la fel nu le putem raporta de acolo. Am stabilit cu domnul de la CAP, punctul exact unde putem raporta. Trebuie să traversare. Da, asta e problema cu apa de la lacuri. Așa, investiția nu era prea mare. Poate cu surse proprii reușeam și aduceam. Să faci niște fântâni, sunt niște cijmele publice ca să alimentezi un sat, sub nicio formă. Nu e de care. Serii, într-adevăr, așa este, dar apă este la timpul. Alimentezi toată pămâna aia. Parapiețele ăștia, de pe marginea șoselei, mai trebuie atunci, și valate, problemă, aranjate. Da, Ionel, așteptăm o rectificare de buget, să mai prindem niște bani. Așa, cu fonduri proprii, și la burlă, de la noi. Da, deci utilaje nu stau. Deci dacă ați observat, lucrează în fiecare zi. Deci cât am avut o problemă cu burlă și a fost la reparat, în rest, utilaje. Stau urât tare, dar suspendați. Da, o să discut cu constructorul, că o să vină la refacerea drumurilor alea care sunt prins hotărâri din guvern și vedem, poate, încet, încet să le aducem la adevăr. O venim și la administrația bazinală AFE Siret, adresa cu... cu lucrările de regularizare și îndiguire cu prăiile Solonț și Cucuieț. Și ne spune, după avizarea notei de fundamentare și stabilirea sursei de finanțare de către Ministerul Mediului, Apelor Pădurilor, ordonatorul principal de credit va trece la făcutirea studiului de fezabilitate. Menționăm că faptul că administrația bazinală apă Siret, prin sistemul de gospodărie a apelor Bacov, a executat din programul de gospodărie a apelor anul 2016, prin trimestrul 3, lucrări de consolidare vegetativă, mal drept părul Cucuieț, zona Mahu, Bandrabur, acolo unde stă casa aia se cade. Asta le fac în trimestrul ăsta acum. Trei, care deja se încheie. Asta au venit acum. Și vreau să aici, la Manole și tocmai la Lombărnic. Îți prind situații, dar urmează studii de vezabilitate. Deci da. Noi am fost identificat în teren, au fost 11 persoane de la IEN instituții, unde am stabilit ceea ce trebuie făcut. Ei urmează acum să vină să facă studii de vezabilitate. Că sunt bani foarte mulți și Ministerul accesează fonduri și administrația bazinală a Pistelet, fonduri europene prin PNDR, care încă nu și-a dat drumul, nu a început finanțări. Deci, lucrări de... La... Tu de aia, mă spun, la Pibir... Da, e prins și acolo. De la... Din lacul. Eu am fost acum, n-am fost acolo. Până la... Aia dacă mai vine o apă Maria cu totul de acolo și pe babă aia cu totul de acolo. Da, deci eu ce-am putut să fac din fondul, din forță proprie, cu din mulți. Da, da, da. Aia acolo dacă vine apă Maria... Se pilotează, dar se poate să nu aia. Problema e Consultantul forțează nota, fiindcă nu se știe sigur, dar s-ar putea să fie o sesiune de depunere și se termină banii în jumătate de oară. Deci, cum a fost la prima sesiune. În ghilimele bani s-ar putea să ne ajute inundațiile astea cu drumul calamitar. Să vorbiți pe bine. Dacă nu asta mai aveți întrebări. Dacă nu mai sunt... Mai sunt? Declarăm ședința închisă. Vă mulțumim pentru participare. Mulțumim. 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 Mulțumim.